Domnule, primar, o nouă ediție a Cupei Viitorul. Sunt timbru la șah și la tenis de masă. Ce ne puteți spune despre competiția care se desfășoară în această duminică la școala din Sunt Timbru? Într-adevăr, este a cincea ediție acestui campionat de șah și tenis de masă, organizat la nivel de comună, unde participă toți tinerii de pe fiecare localitate în parte. Avem programat pentru tenis de masă la 5 categorii de vârstă, respectiv 6-10 ani, 11-14 ani, 15-19, 19-35 și peste 43 de ani cei care doresc să participe. La șah avem pe domnul profesor Boșa Sabin, care se dedică foarte mult acestui sport șah, și avem două categorii. În final o să fie premiați fiecare câștigător cu medalie, diplomă și o sumă de bani. Suma de bani constând în, adică veți premia primii trei clasați Primii la trei clasați fiecare la fiecare categorie vor primi aceste locul întâi va premii. fi premiat Locul cu 1 cu 50 de lei, cu 30 de lei, 2 și locul 3 cu 20 de lei. Domnule primar, mulțumim și succes în continuare și la cât mai multe asemenea ediții ale Cupei Viitorul. Vă mulțumesc și eu.